Eduard Carol Novac, un veritabil campion în sport și în viață. Este sportivul care a adus României prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice de la Londra în 2012, în proba de urmărire pe velodrom. Aceeași probă i-a adus argintul la Beijing în 2008. De la mondialele din 2013 se întorcea cu două medalii de aur. Povestea lui Eduard este una din cele 100 de povești de aur ale sportului românesc în proiectul Eu aleg România. Eduard s-a născut în județul Harghita, la Miercurea Ciuc, orașul cu ierni lungi și grele. Povestea lui sportivă a început pe gheață, ca patinator, ca a multor copii din bazinul Ciucului. Și pentru că de când se știe, Eduard și-a dorit să fie cel mai bun, povestea patinajului viteză nu era una oarecare, ci una cu foarte multe medalii, 10 de titluri naționale, alte 10 de recorduri, unele rămase neatinse până astăzi. Nu mi-am condiționat visul, am zis, eu vreau să fiu campion olimpic. Eu, pe vremea aceea vedeam sportivi, Marișica Puică, Ivan Pasaichin, Nadia Comăneci, Hagi, eu vreau să fiu un campion. Drumul spre o nouă medalie în patinajul viteză s-a oprit brusc în 1996. Un accident de mașină, un parapet ne la locul lui, care i-a retezat leaba piciorului drept, un vis de campion spulberat într-o fracțiune de secundă. Și cum Eduard nu și ascunde lacrimile de fericire atunci când este pe podium, așa nu și-a ascuns nici deznădejdea după momentul 1996. Doar pentru scurtă vreme a fost deznădăjduit. A realizat foarte repede că nu avea timp de pierdut. Viața e prea scurtă și prea frumoasă ca să nu o trăim intens, așa cum îi place lui să spună. Viața este un labirint. Poți să și pierzi, poți să și câștigi. Asta recomand tuturor persoanelor, să fie curajoși, ca o singură viață, să-și propună vise mari, că visele mici nu ajung, n-o să te motiveze pentru a obține scopuri mari în viață. A înlocuit culoarul de gheață al patinoarului cu velodromul. Determinarea și ambiția de a reveni în lumea mare a sportului i-au adus și primele rezultate în ciclism. La 25 de ani am decis ca să pornesc o nouă carieră de sportiv profesionist. Iarăși am simțit acel foc în mine că asta e șansa mea de a deveni, într-adevăr, pe linia asta pot să devin campion olimpic. Iarăși, n-am avut nici bicicletă, nici antrenor, nici echipă, nici bani, însă am avut focul în mine de acel foc, că pot să fiu, vreau să fiu campion olimpic. Normal, campion paralimpic. Un vis mare te poate motiva așa de mult încât toate lucrurile necesare, că astea sunt lucruri necesare, se vor lipi de tine, vei deveni un magnet. Anul 2016 este anul olimpic mult așteptat de campionul Eduard Novac. Își dorește să retrăiască la Rio emoția de acum 4 ani, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Pentru el este a treia ediție a Jocurilor Paralimpice. Are convingerea că odată cu rezultatele sale, sportul paralimpic s-a schimbat în țara noastră. În viața personală este model pentru cei 3 copii ai săi, dar este și cel care îi inspiră pe alții să devină mai buni. Sunt un sportiv, un om realizat. Tot ce mi-am propus în viață am realizat. O familie frumoasă, am o afacere ok, sunt campion olimpic, ce mai trebuie mai mult? Dar acum știu ce înseamnă a fi campion olimpic. Eu vreau încă o dată să simt acel lucru, că este extraordinar. Așa că pregătirea pentru Rio este puțin pe o altă cale, o altă abordare, dar eu merg să câștig. Între antrenamente grele, competiții internaționale de anvergură, la care particip alături de echipa continentală Tushnet Cycling Team, Eduard are timp și pentru proiecte de suflet. Anul trecut de Crăciun, singurul campion paralimpic din istoria României a organizat în premieră în orașul său natal o gală caritabilă, după modelul concertului susținut de Filarmonica din Viena. Își dorește ca această gală să devină tradiție. Și pentru că întotdeauna gustul victoriei este dulce, campionului din Ciuc a fost dedicată o prăjitură, Felia Novac. Cu multă ciocolată, felia dulce spune povestea unui om care a demonstrat că limitele pot fi depășite și care a arătat lumii întregi că prin perseverență și spirit de sacrificiu poți să-ți împlinești orice vis. Eduard Carol Novac a scris cu multă trudă o filă de aur în istoria sportului românesc. Radio România Regional va continua să spună și alte povești de aur. Le regăsiți pe site-ul nostru radiomureș.ro și pe cel al campaniei eualegromânia.ro.